trebuia să se întâmple, se întâmplă. Când ne întoarcem, o să vădăm unde. Dar v-ați luat bodyguards de la firmă privată? De gaz de cort, domnule ministru. Doriți să fac o declarație? Da, în regulă. Așa cum am mai spus, în timpul mandatului meu la Ministerul de Interne, ca vicepremier și ministru de interne, nu s-a achiziționat doar o mașină, s-au achiziționat în mod legal, transparent, peste 5.000 de mașini. Aveau nevoie și polițiștii de frontieră, jandarmii, pompierii și alte structuri ca să-și poată îndeplini misiunile. Tot în anul 2015, vă răspund la întrebare, tot în anul 2015 sunt documente, se pot verifica, instituțiile abilitate ale statului au identificat amenințări la adresa conducerii Ministerului de Interne din anul 2015, într-un an complex din punct de vedere al securității interne, internaționale. Cine va amenința, domnule? Sunt documente în acest sens. S-a lucrat integrat, se poate documenta Ministerul de Interne, DIPI, Serviciul Român de Informații, Direcția Generală de Informații a Armatei. În acest context, DIPI a reînființat o fostă unitate de pază a conducerii Ministerului de Interne, GENAC Vila, au plecat, cum am mai spus, de la zero. Printre altele, au achiziționat o mașină de care este în acest dosar. Nu am cerut această mașină, se poate demonstra acest lucru, de altfel și fostul șef... Pe care o aveați nu era bună, de altfel, asta nouă, de ce vă proteja mai mult? De altfel și fostul șef al DIPI, domnul Nicolae, a recunoscut în cazul declarației că nu am cerut așa ceva, nu am făcut decât să mă supun regulilor de protecție. Sunt nevinovat și am să-mi demonstrez nevinovăția. Totdeauna mi-am făcut datoria. Mulțumesc.